și-a făcut conservături cu droguri pentru iarnă și le-a ascuns în casele rudelor. Polițiștii din Cahul au găsit 10 de borcane cu marihuana în casa unui bărbat de 41 de ani. Asta după ce au primit o informație operativă despre faptul că suspectul ar distribui narcotice consumatorilor din sudul țării. Prin urmare, în data de 11 februarie, oamenii legii au dat buzna în casa acestuia. Acolo, forțele de ordine au depistat 17 pliculețe cu marihuana. Mai mult, în casele rudelor suspectului, polițiștii au găsit 24 de pliculețe, la fel cu marihuana, dar și 14 borcane cu câine pe uscată. Tot în raionul Cahul, polițiștii au mai găsit și un alt vânzător de narcotice. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani din satul Crihana Veche. La el acasă au fost depistate 41 de pliculețe cu narcotice. În total, dacă cei doi suspecți reușeau să-și vândă marfa, ar fi obținut peste 300 de mii de lei. În ambele cazuri, substanțele depistate au fost transmise la expertize, iar dacă se va demonstra că cei doi depozitau și vindeau substanțe interzise, ei riscă să ajungă după gratii.